primarul Dominic Fritz a primit vizita ambasadorului Republicii Austria la București și a consului onorific al Republicii Austria la Timișoara. Discuțiile s-au concentrat pe teme esențiale pentru viitorul Timișoarei, precum digitalizarea administrației, un proces în care Austria este un model de urmat, fiind prima țară cu administrație complet digitalizată. Sprijinul lor pentru continuarea acestui proces la Timișoara este binevenit și apreciat. Nu a lipsit nici tema aderării României la spațiul Schengen, o prioritate ferm susținută de primarul Dominic Fritz. Doamna ambasador a mărturisit că este plăcut impresionată de Timișoara, de diversitatea culturală a acestui oraș și de vizita la liceul Nicolaus Lenau. Delegația austriacă a subliniat că atât Timișoara cât și România merită să fie promovate mai intens în Austria, fiind un exemplu de conviețuire multiculturală și potențial de dezvoltare, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.